La isprăvnicie, Mihai Eminovici împărțea cămăruia cu un năpăstuit tovarăș, un moșnegel vechi de pe vremea slovei chirilice, care cu greu se dăduse braț de la litera nouă și o mai tărca încă pe alocuri cu prea întortocheată cerdacuri și scări. Din aceste pricini, Leonte Hudici nu-și cunoștea drept să mai râvnească la o ridicare în grad. Era umil față de mai mari stăpânirii și se silea să dovedească neprihănit prieteșug față de mai tineri cinovnici, trecătorii pe la masa de scris într-o strălucitele slujbe pregătite lor pe viitorime. Altfel, soarta și-o primea cu desăvârșită împăcare. Mărunt la stat, slab, cu obrazul creț ca un zbârciog, cu scama bărbii albă-verzuie ca puful mucegaiului, cu straie roșcate de șiac călugăresc și cu botfori dintr-o vacă. El era gazda glumelor și a păcălelilor născocite de cei mărunți. Tot el gazda învinuirilor și ocărilor descărcate în spinarea sa de către cei care țineau în mână cuțitul și pânea. Răutățile nedrepte nu-l amărau, lunecau pe deasupra ca ploaia pe sticlă. Moșulețul se ivea cel din tâi la datorie. Își băga vărguța de sânge lustruit într-o tureatcă de ciubotă și scotea condeiul învăluit în hârtie și cutioara de tabac din cealaltă tureatcă. Trăgea pe nări un tain zdravăn de pulbere neagră, strănuta cu lacrimi în ochi, de plin dezmorțit pentru lucru. Apoi, cu o mare nădejde în zodia sa pe acea zi mai milostivă, răsucea de câteva ori pana de fier în vânt deasupra coalei, până ce așternea din zbor o rotocoală de literă. Din rotocoală, cracul peniței împroșca o buzderie de strop și pistrui. Cu grabă răsturna nisipernița să dreagă măcar în parte bagiocura și găsea că mai mare a fost spaima decât stricăciunea isprăvii, se înveselea singur de atâta neîndemânare fără de leac. Căci firea îl mâna să se înveselească de toate întâmplările care la alții aflau numai nepăsare ori obidă. Dacă se nimerea ger cumplit, Leonte Hudici își freca mâinile ca după o afacere cu bun câștig, minunându-se. Strașnic ger băieții moșului, așa iar ne mai înțeleg și eu. Strașnic era gerul, strașnică ploaia, strașnică seceta și strașnice petele de cerneală. Strașnic om, secretarul isprăvniciei, măcar că îi privea cerdacurile slavonești cu scârbă. Strașnic scrisul lui Mihai Eminovici, măcar că îi era pus de 3 ori pe zi sub ochi, cu gând de dojană și de umilire, ca să-i măsoare nevrednicia. După o spolocanie cumplită, unde se întâmpla să fie vorba despre moșnegării și rable care mănâncă pânea stăpânirii de pomană, Leonte Hudici își înfunda nasul cu tabac, strănuta de se dezghioca varul de pe pereți, pe urmă nu-și putea stăpâni admirația. Da fie, că strașnic mai răgânea și mai suduia capitanul nostru de poștă. Ați auzit? Eu drept să vă spun, ascultam și mă minunam. De unde le mai scoate oameni buni? Mihai îl îndrăgise pentru această neturburată fire, pentru că asupra lui se adunau toate vrăjmașele urgisiri și pentru oarecare daruri de povestași, atunci când Leonte Hudici se deschidea la vorbă să istorisească peripeții văzute și auzite din timpurile lui Ioniță și Mihalache Sturza, ale lui Grigorie Ghica Vodă, a mai apropiatelor căi măcămii. În dimineața aceea de sfârșitul lui februarie, l-a întâmpinat pe Mihai Eminovici cu condeiul după ureche, frecându-și palmele. Ai văzut aseară? Strașnică pâclă! Să-ți scoți ochii pe drum, nu alta! Pe mine cât pe ce să mă calce sania vornicului Ilie Gherghel. Are un vizitiu bețiv și într-o doagă. Strașnic bețiv! Încă n-am pomenit unul ca dânsu. O clipală a fost să nu mă ajungă cu ăștia în chipet. Dar fie, că strașnică pâclă! Și ce-ai găsit în asta să te bucure, Moș Hudici? Întrebă moale Mihai. Ce-am găsit? Se miră foarte Leonte Hudici, scărpinându-și puful mugegăit din creștet cu coada condeiului. Cum adică? După o scurtă chibzuială, află pricina întemeiată de bucurie. Cum ce-am găsit? De acum se moaie vremea.
Fulguiala de azi dimineață a fost așa ca o floare la ureche. Mai avem o țâră și dăm în zilele babei. S-or mai zborși și ele cât s-or mai zborși, cum le-i năravul. Pe urmă scăpăm în primăvară și lepăd scurteica. N-ajunge atâta ca să ne bucure și să ne veselească? Am mai trecut o iarnă la spate. Mihai Eminovici luă cunoștință de aceste vestiri ale calendarului fără nicio insuflețire. Deschise o condică și se afundă în pomelnicul hârtiilor care așteptau dezlegări de la căpetenia districtului. Le trecu în izvod număr cu număr, le orândui după pricini și porni cu teancul spre altă încăpere a secretarului. Leontie Hudici clătina din cap de unul singur, minunat ca întotdeauna de strașnica istețime a băietanului care în câteva luni deprinsese toate rosturile slujbei. Grijuliu cu odrasla căminarului din Ipotești, strașnic om, scoase dintr-o ochniță un ibric de aramă, o ceașcă și întreg tacâmul de cafea. Răscoli cărbunii din sobă și se cinchi să-i pregătească o gingirlie cum nu s-a mai pomenit. Strașnică plăcere are să-i facă, gândi el bucurându-se dinainte de bucuria altuia. Întâi se codește, spune că nici nu vrea să mai guste, că-i băiet prea sărăcuț pentru asemenea tabieturi boierești. Pe urmă, s-a pleacă deasupra ceștii să adulmece aburii. Atunci ai gata, primește, n-are încotro. Primește cum are să facă și acum, sorbind cu strașnică poftă fiecare înghițitură. Mihai Eminovici întârzia mai mult ca de obicei cu hârtia. Când a intrat, Moș Leonte Hudici vorbea înfocat unui străin întors cu spatele spre ușă și vorbea despre el. Mihai? Ce să-ți spună orablă și un neștiutor ca mine despre cum se poartă și cât e de prețăluit aici? Să-ți spună matale nacealnicul cănțelariei, strajnică mână. În 4-5 ani, eu te așa-i dă el pe toți la o parte ca să le treacă înainte. Cu bățul condeiului, moșul arăta pe masă în ce chip aveau să cadă toți mai mari și mai mărunții de astăzi, măturați în dreapta și în stânga ca să deschidă calea începătorului. Mihai se uita cu nemulțumire la străinul înalt și cu părul lucios rotunjit la ceafă. Nu era pe plac să-l audă pe uncheaș vorbind despre dânsul, chiar cu asemenea cuvinte de laudă de ochiată, oricărui venit din toată lumea. Necunoscutul acesta, chiar așa văzut de la spate, venea în orice caz dintr-o lume aleasă, după postavul și croiul paltonului, după pălăria neagră din mână. Neplăcerea era cu atât mai mare. Roșu la față și cu broboane de nădușală pe fruntea înaltă, Mihai Eminovici făcu un pas înapoi. Plănuia să treacă pragul până ce nu prind de veste cei doi vorbitori să-și caute de lucru pe aiurea și să aștepte plecarea străinului. Și odată cu acest plan, făgădui în gând moșulețului o răfuială strașnică pentru a-l tămădui de patima laudelor pe care nu îi le cerea nimeni și nu-și găseau niciun rost să fie împărtășite oricărui musafir rătăcit prin sările isprăvniciei. Dar Leonte Hudici îl zărise. Micșoră ochii albaștri spălăciți într-un râs de nemărginită fericire. Își înfipse condeiul după ureche și izbucni plescăindu-și palmele. De-al dvintere, ia cătălăi de față, vorbești de lup și lupul la ușă, să-l văd ce ochi are să facă. Strașnic vreau să mai văd eu și pe asta. Străinul se întoarse. Mihai rosti într-o tresăltare de bucurie. Șerban! Apoi îndată păru că nu-și iartă această lipsă de stăpânire. Întinse o mână rece, fără vlagă, moartă. Bună dimineața, Șerban! Studentul de la Erlangen își birui la rândul său pornirea. Le pădase pălăria pe masă ca să aibă mâinile slobode, gata pentru o frățească îmbrățișare. Își mușcă buza și răspunse cu un glas tot așa de rece. Bine te-am găsit, Mihai! Bătrânul Leonte Hudici căută cu mâhnită nedumerire la cei doi frați. De unde se rezemase pe speteaza scaunului, frecându-și palmele și așteptând bucuroasă și strașnică priveliște, chemă condeiul într-ajutor să capete dezlegarea pidosnicei întâlniri între doi feciori de același sânge care nu s-au văzut de 2 ani. Se scărpină cu bățul condeiului după ureche. Se scărpină în creștet. O dezlegare parcă-i venea. Oamenii n-au nevoie de martori la astfel de întâlniri. Tiptil se trase spre sălița de afară să-i lase singuri. Mihai stătea cu mânele spânzurate de-a lungul trupului. Șerban își culese pălăria de pe masă.
Din cealaltă odaie se auzeau glasuri și râsete. Cineva deschise pe jumătate ușa și o lipi repede la loc. Râsetele se întărâtară mai cu temei. Aș vrea să plecăm de aici, Mihai, spuse Șerban. Țin să-ți vorbesc. Mihai îndreptă ochii spre masa și condicile sale, cu un zâmbet care nu era nici amar, nici îndrăjit, cu un zâmbet șters și mort răspunse. Slujba nu-mi dă voie să vin și să plec când poftesc. Aici mă aflu la porunca altora. Fratele mai mare se plimbă câțiva pași, păstrând pălăria în mânele împreunate la spate. Pe fereastra încețoșată de colb, privi zarva din ograda isprăvniciei într-o zi de târg ca aceasta. Dorobanți intrând și ieșind pe poartă, gospodarii de sat așteptând sprijiniți în toiege, călugări cu traiste la șold, sănile boierești năpustindu-se să dărâme împrejmuirea și oprindu-se totuși fără greș, la depărtare de o palmă, în fața pridvorului căstâl văruiți de la ușa cea mare. Soarele sclipea în umătul primenit de ușoara fulguire din zori, dar aici nu pătrundea nici lumina, nici sclipetul voios. Șerban se întoarse cu o mlădiere înduioșată în glas. Mihai, îmi pare că nu înțelegi ce m-a adus la tine a treia zi după ce am ajuns în țară? De 3 zile ai venit? Întrebă Mihai ca să spună ceva fără mirare și fără curiozitate. Da, acum 5 zile eram la Cernăuți. Alaltăieri am sosit acasă. Am aflat că ești aici. Am aflat multe. Pe unele le știu, pe altele le bănuiesc. Și n-am avut răbdare până duminică, atunci când îmi spunea tata care să trimită Sania după tine. Am venit să te văd și să-ți vorbesc, pentru binele tău. Nu aștept niciun bine de la nimeni, îmi câștig singur pânea. Șerban zâmbi cu îngăduință. Știu, cunosc, dar locul tău nu este aici. S-a plâns cineva de mine? Nu-i vorba de asta. După cele ce am auzit de la tata, după cele ce am auzit de la bătrânul de adineauri, cred dimpotrivă că nimeni nu are să plânge de tine. Ești un conțopist model. Însă, tocmai din această pricină, socot că locul tău nu e aici. Mihai își cerceta fratele înclinând capul pe un umăr. Se schimbase mult Șerban în 2 ani. Îl schimbase fără îndoială mustața împlinită și barba cu firul subțire, portul dintr-o lume mai apropiată a pusului. Dar altceva încă, nou și îmblânzit, îi schimbase glasul, privirea ochilor, fruntea înaltă, despărțită de cărarea la mijloc. Copistul măsură deosebirea dintre dânsii cu o strângere de inimă. Își ascunse degetele pătate de cerneală și se uită cu silnică nepăsare la geamul plumboriu. Acum nătăjduiesc că ai priceput pentru ce țin neapărat să-ți vorbesc, legă firul Șerban. Te rog să mergi cu mine. Mihai strânse din umeri, consimțând de mântuială. Cum dorești tu, Șerbane? La ceasul 1 vii să mă cauți aici, ori vin eu să te găsesc în târg. Ei, drăcia dracului, se burzului fratele mai mare în glumă, apucându-l cu amândouă mânele de umeri și zguduindu-l. Ce înseamnă aceasta, Mihai? Deșteaptă-te! Altădată nu te țineau în strune nici 3 zăbale și acum ai adormit în ham? Mihai se lăsă zgălținat ca o mămâie umplută cu lână. Când Șerban îi dădu drumul, se rezemă de masă și își potrivi cu o mișcare lâncedă de mână și șuvițele de păr răscolite pe frunte. Fratele nu-l slăbi, urmă cu aceeași asprime pe jumătate jăgalnică, pe jumătate adevărată. Neamul nevoii, cum ar mugi tata, la toate mă așteptam în afară de asta, Mihai. Nu mă sili să-mi pară rău de tot ce am gândit și am pregătit eu pentru tine. Domnule conțopist, fiindcă ții atât de mult să nu-ți pierzi faima de slujbaș model, lasă-mă să mă duc eu la cei mari și să-ți capăt învoire. Nu pierde isprăvnicia și nu stau pe loc treburile țării dacă domnul pisăr Mihai Eminovici are să lipsească 3 ceasuri de la datorie. Șerban se îndreptă cu hotărâre spre ușa de unde răbufneau glasuri și râsete. Șerban, îl strigă Mihai din urmă. Șerban, te rog! Fratele cel mare nu auzi, ori găsi cu cale să pară că n-a auzit. Glasurile de dincolo se potoliră curmate deodată. Mihai a căzut pe scaun, cu fruntea în palme. Știe ce se întâmplă acum în cealaltă încăpere. Tovarășii de conțopistărie se întrec care de care să dea lămuririi, își tragă coate și își fac cu ochiul. Toți se îmbulzesc să-l conducă pe domnul Șerban Eminovici, student în medicină de la Erlangen până la șeful canțelariei, care îi profețea un viitor de aur în braț la conțopiștilor. Unul își va căuta de lucru în odaie pentru a ciuli urechea să afle în ce fel și chip secretarul ridică în slavă vrednicia și mâna ușoară acelui sortit să-și îngroape viața în condici.
Pe urmă se va întoarce să aducă știre și celorlalți cu adaosuri și înflorituri ale închipuirii. Iar o săptămână, secretarul și moș Hudici, vecinii de canțelarie și obișnuiții mușterii cu treburi zilnice pe la isprăvnicie, toți fără deosebire, au să-l scodească și au să-l descoase cu neghioabele lor întrebări pentru a cunoaște ce e istorisit fratele de la Erlangen, unde e acel Erlangen, cum se trăiește și se învață la Erlangen, cât costă o pită și o pălărie la Erlangen. Teama a început să se adeverească de pe acum. Leonte Hudici se strecură pe cealaltă ușă de afară, pășind în vârful botforilor. A plecat? Fără să ridice ochii, Mihai clătină din cap. Ți-a adus vreo veste urâtă de ai căzut pe gânduri? Cercă să afle cu îngrijorare. Mihai mai clătină odată fruntea sprijinită în palme. Atunci înțeleg. S-a dus la jupân să afle întărirea celor spuse de mine. Apoi știu care ce să-i spună jupânul. Da, fie, strajnicom, fratele. Așa mai zic și eu. Aista când ajunge doctor, îți ia durerea cu mâna. Ferice om, căminarul Gheorgheș. Feciori tot unul și unul. Care pe ce cale a pornit, ține fruntea. Unul la canțelarie, altul la doftorie, celălalt mâne poi mâine la oaste. L-am văzut pe conașul Iorgușor astăvară. Ce să mai spun? Întorceau muierile capul după dânsul pe uliță, cum l-am mai văzut eu așa perpelindu-se numai când trecea Lascăr Bogdan, cel mai falnic bărbat din țara Moldovei, pe vremea lui Mihalache Sturza. Strașnic își mai suceau gâturile. Mihai urmă să rămână neclintit, scufundat în amare gânduri. Bătrânul se simți deprisos, își ceru iertăciune. Ia ca te las. Am venit numai să iau prdalnicul de tabac, că-l uitasem pe masă și mă știi că nu pot trăi fără el. Bătrânul umblă în vârful degetelor ca într-o odaie de bolnav. Și tot ca dintr-o odaie de bolnav se prelinse pe ușă. Mihai ar fi dorit să se afle oriunde departe, departe, numai pentru a înlătura lămuririle pe care fără îndoială le aștepta Șerban de la el și sfaturile care nu puteau să bată decât la un suflet închis. Ce mai cereau de la dânsul? De ce nu-l lăsau în amorțire atât de cuminte, cuprinzându-l treptat, cu tot mai slabe și rare tresăriri, până ce va ajunge la deplina împăciuire a lui Leonte Hudici? Locul tău nu-i aici, dar unde mai poate fi? Aici, după ce și-a îndeplinit datoria, nimeni nu-i mai cere nicio socoteală. Nu este niciun hăr director Ștefan Wolf să păgnească mânios din nări, prigonindu-l pentru închipuite nesupuneri. Niciun dascăl de matematici să-l împungă cu năroade vițuri când n-ai izbutit a dovedi. De ce două triunghiuri dreptunghe sunt egale dacă au ipotenuza și o catetă egale? Aici a scăpat și de divanul căminarului cu neînduratul județ și cu Sfântul Neculai din cui. Zilele trec fără chinuire și zbucium ca într-un somn adânc. Poate că nu te așteaptă nimic bun când te deștepți dintr-o asemenea binecuvântată adormire lipsită de vise. Poate că tocmai aceasta chiar o presimți înainte de a deschide ochii, de te înverșunezi uneori prin somn să mai prelungești somnul. Ar merita să le cercetezi acestea mai îndeaproape cândva. Dar la ce bune toate? Într-un ce sfârșit? Ce s-ar învrednici să schimbe din toate un băiețandru osândit să-și câștige pâinea cea de toate zilele? În loc să-și încheie învățătura spre care îl trage inima. Din asemenea turburi întrebări și gânduri îl smulse Șerban, bătându-l voios pe umăr. Haidem, scumpe domnule consopist, gata! Pe ziua de azi, districtul botoșenilor se lipsește de caligrafia ta. Mihai se ridică de pe scaun cu un suspin de osândit deșteptat să meargă la execuție. Își căută căciula. Aruncă o privire înduioșată cafelei pusă la vedere. Sărmanul moș Hudici. Șopti. Ce spui tu? Întrebă Șerban. Nimic. Prevăd că are să meargă greu înțelegerea noastră dacă o începem așa. Mihai nu lua aminte la aceste profeții. Se feri în lături să salute cu supunere un mai mare slujbaș al isprăvniciei. Șerban îl urmărea cu coada ochiului. Era din ce în ce mai uimit. Nu-i cunoștea asemenea grabă să se arate cuprins de smerenie până la slugarnicele ploconeli. El care își sumețea fruntea încă din anii când era un băiețaș de sculț și hoinar pe plaiurile ipoteștilor. Au pornit amândoi pe ulițele cu omătul scârțietor în soarele rece. Târgul foia de țărănimea satelor venită să cumpere, să vândă, să se înfrupte din bunurile târgovețe, să se cinstească cu o garafă de vin după ce au vândut și au cumpărat. Sânii cu oplene late lunecau domol în pasul legănat al boilor cu ochii mari și cu minți. Altele, dejugate, așteptau stăpâni în fața hanurilor ori pe medeanuri presărate cu paie, strujeni și pănuși.
se aflau și neveste cu prunci de țâță încotroșmați. Se aflau și calici stârciți în țoale ca viermii la colțuri cu vat de trecere, milogindu-se cu tânguiri bisericești pe nas. În ulița bogasierilor și lipscanilor, frații își făcură loc a nevoie prin norodul îmbulzit sub strașinile lungi. Ghiontiți de gospodine care se târguiau cu dunghengii în laibăre largi și iarmurcă. Trași de mânecă de ucenicii prea tineri și plini de râvnă ai năravului necuțătoresc din părțile răsăritene, unde fiecare trecător e un mușteriu ce nu trebuiește scăpat la vecin. Băieții de plugar se ținau fricoși de pulpana sumanelor părintești, împiedicându-se în opincile umplute cu paie și găznindu-se să-și ridice de pe ochi cu mâna cealaltă slobodă căciula uriașă dintr-un cârlan. Alte ploduri colțoase de mahalagii se azmuțeau la puii negustorilor, îmbrăcați cu aceleași caftane lungi, negre și soioase, după chipul și asemănarea fraților mai mari și părinților din praguri de prăvălie. Cu toții răgneau, se chemau, se împingeau, tropăiau, se căutau și se găseau ca într-o înfricoșată primejdie de foc. Târgul săptămânii adunase mai mult norod și mai multă vânzolire ca în deopște, fiindcă după cea din tâi ploaie de primăvară, drumurile aveau să se înfunde și ulițele urmau să cadă iarăși în ticăloșia dintotdeauna, cu butci boierești înglodate în tăuri și cu băltoace de străbătut cu luntrea. Oamenii foloseau aceste din urmă zile ale iernii, cu șleaurile netezite de ger și omături. La capătul uliței, câțiva gospodari cinsteau în mijlocul drumului, îmbujurați la obraz, cu latele cușme împinse pe ceafă. Pe urmă, hărmălaia s-a potolit. Au rămas îndărât prăvăliile galbene cu ferestrele boltite, cu ușile bătute în șine de fier. Șandramalele șindrilite, împinse până deasupra uliței, alcătuind un ferit adăpost tărăbilor. Au rămas în urmă neguțătorii cu glas răgușit, armenii cu fața măslinie și cu ochii somnoroși, duhoara de piele tăbăcită, de oloi și de său, apriga întărtare a tocmelilor. Din nou s-au întins drumeacuri tihnite cu împrejmuiri de nuiele, copaci nici și case pitulate în afund de ogrăzi. Mihai tăcea așteptând. Nu știa ce gând are fratele mai mare și nu știa încotro merg. Călca larg să se țină într-un pas. Acum băga în seamă că obrazul lui Șerban e mai slab și mai pal sub barba pe care nu-i o cunoscuse. Lua minte că uneori tușea ducând bazmaua albă la gură. Nici straiele de mai desăvârșit croi apusean nu arătau atât de nou-năuțe cum i-au părut la întâia vedere. Aproape de Rohatcă, unde casele se răriseră și se pitulaseră cu totul, Șerban îl lămuri. Am venit până aici ca să înconjurăm o parte a târgului pe câmpuri. Mi-era dor de locurile noastre și de iarna noastră din țara Moldovei. Lăsă un timp. Mihai nu scoase un cuvânt. Din Mahala se răsfiră fâlfâind funingina unui cârd de ciori spre dumbrava argintie din vale. Șerban își cumpănea stânjenit vorbele care veneau pe buze. Era aceasta ceva nou în legăturile dintre dânsii, unde până acum fratele mai mare poruncea celui mai mic. Îl stropșea, ori îl părăsea cu desăvârșită nepăsare în lumea lui, după orânduielile statornicite în traiul de la Ipotești. Târziu întrebă cu șovăială. De câtă vreme n-ai mai fost pe acasă? Duminică se împlinesc 4 săptămâni. Cam mult. Aștepta iarăși o dezlușire. Mihai tăcu. Am găsit-o pe mama slăbită, urmă Șerban. Slăbită și obosită. Poate se mistuie de o boală pe care nu mi-o explic. Am să vin duminică să o văd, făgădui repede Mihai. De asemenea, nu-mi place nici cum am aflat-o pe Harieta. Nu văd niciun semn de schimbare. Mihai plecă ochii în pământ. Mustrările ocolite ale lui Șerban îl dureau. Erau întemeiate întru totul. Le merita. Deodată își pierdu stăpânirea de sine și nepăsarea adormită. Întrebă călcându-și hotărârea de a nu dezvălui nimănui nimic de toate câte le rudeau lăuntric. Tu crezi, Șerbane, că nu mai este nicio nădejde pentru biata Harieta? Viitorul doctor vorbi cu oarecare tărie în glas, dând o importanță solemnă spuselor sale ca orice proaspăt ucenic al unei învățături. Dragul meu, eu nu cred încă nimic. Mai întâi fiindcă sunt un începător, mai pe urmă fiindcă niciun doctor vechi cu experiență nu se poate pronunța definitiv în asemenea cazuri. Peste 4-5 ani mai târziu, mi-aș îngădui să-mi dau o părere să încerc un tratament. Acum sunt deocamdată un student în anul al doilea, ceva mai puțin ignorant decât baba Chiva Lefteroaia. Și încă, nu mă îndoiesc că multe din leacurile nimerite de dânsa, eu le-aș nimeri tot așa de bine.
zâmbi oprindu-se locului și întorcându-l pe Mihai de umăr cu fața spre dânsul. Cu tine e altceva. Despre tine pot să-mi dau o părere. Te găsesc schimbat. Te-ai făcut mare, ești rumen la față, bine legat. Cu alții, vârsta aceasta a creșterii e mai vitregă. Îmi pare însă că tot ce e vitreg în vârsta creșterii, la tine s-a cuibărit aiurea. Te-am moleșit. Ești sănătos și te văd vlăguit. Îți repet, locul tău nu este aici. Între o hârcă surdă și un moșneag care îndrugă verzi și uscate. Te mulțumește tovărășia moșulețului, cum îi spune? Moș Leon Tehudici, un bătrân foarte de ispravă. Îmi închipuiam în cuvință Șerban cu zâmbetul mai înviorat. Tu ai patima moșnegilor, Moș Trofim, Baciul, Moș Miron de la Prisacă, Moș Onufri de la Kappa Kappa Ober Gymnasium. Acum a mai ieșit alt moș. Nu știu ce găsești la dânsii. Mihai răspunse scurt. Găsesc la dânsii ceea ce nu-mi dau alți oameni. Adică? Nu știu. Ce însemnătate poate să aibă asta? Tu numești acesta un răspuns? Nu numesc nici într-un fel. Șerban își astupă un tuset cu Batista. Se opriseră pe un colnic. De o parte se întindea târgul cu livezi și turle de biserici, cu strălucirea pospaiului proaspăte de ninsoare așternută peste omătul mai vechi. De cealaltă parte, unduiau ucoamele line, rădiurile, văile albe, iazurile îndepărtate cu lucirile gheții verzui, în dosul perderelor de stuf și de papură, pădurile albe. Priveliște clară, înstorită și rece, de bazm. Pe pârtii albastre șerpuind în nămeții albi se depărtau din târg spre sate, sănioare sprintene cu un cal, sănii agale cu boi. Cerul era înalt, albastru, de o limpezime nefirească. Și aici, în singurătatea ferită din calea trecerilor, tăcerea căpăta o cernică măreție. Mihai se gândi că nici măcar acest drum de un ceas, cu dus și întors, nu l-a făcut o singură dată în toată iarna. De la isprăvnicie în chilioara lui cu Izmuced, de la sulgereasa Catinca în canțelaria lui cu Izmuced. Atâta i-a fost calea. Câmpurile și rădiurile ninse au rămas afară, pierdute pentru el. Șerban se trudea să-i sfredelească gândul. Să mergem încet, spuse. Ostenesc ușor, în 2 ani am pierdut obiceiul raitelor de altădată. Apoi, ca o întrebare neprecugetată, tu faci din când în când vreo plimbare mai lungă? Nu. Păcat. Mie îmi lipsește timpul și îmi lipsește locul. Dar ție? Ce faci când nu te țin în datorile de slujbași? Citesc și stau. Dorm. Și nu dorești altceva? Nimic? Te îndestulează această viață? Știu eu? Cred că da. Adică da. Șerban se opri iarăși. Își rezemă palma ca din întâmplare pe umărul lui Mihai. Ba chiar adăugă și o stingherită explicație. Am cam obosit. Mărează-mi pe tine. Adevărul e că voia așa să pun o legătură mai caldă între dânșii. Privind de peste coline, însă supraveghind cu furișe clipiri în coada genelor, ecoul spuselor sale rosti. Mihai, uite ce m-a adus astăzi la tine. Vorbit cu tata, am izbutit să mă fac înțeles ceea ce știi că se întâmplă rar. La început a mers greu. A fost nevoie și de cuvântul mamei. Dar până la sfârșit mi-a dat dreptate. Ca să respect adevărul, corectez. Ne-a dat dreptate. Mamei și mie. Și atât la ce am ajuns. Tu nu poți rămâne unde ești și ce ești. Trebuie să mergi mai departe cu învățătura. N-ai vrea să pleci la Cernăuți? Ce să fac la Cernăuți? Să-ți dai examen ca privatist în vară. Să te înscrii la gimnaziu în toamnă. Ca să mă alunge domnul Wolf după o săptămână? N-are să te alunge nimeni. Ai dat destulă dovadă că poți fi și altfel, când te hotărăști să fii altfel. Munca pe care o cheltuiești tu în slujbă o poți pune în învățătură cu mai mult folos. Nu ți se pare? Mihai își privi fratele în ochi. Cu munca asta am câștig pânea. Cu munca învățăturii trebuie să aștept mila tatei. Nu ești drept, Mihai, cu un om care trudește din zori până în noapte pentru noi toți. Tocmai, ca să-i ușurez această povară, i-am ascultat porunca de anul trecut. L-am ascultat. Mă temem că n-am să fiu vrednic pentru a împlini ceea ce mi-a hotărât el. S-a dovedit însă că dânsul avea dreptate, nu eu. Sunt scriitor la prefectură și mă simt mulțumit cu soarta mea. Nu cer nimănui nimic. Asta e tot. Șerban își desprinse mâna de pe umărul fratelui mai mic. Vorbi cu asprime în glas. Bine, să mergem. Îmi pare rău că m-am înșelat, Mihai. Credeam că am să te găsesc altfel. Nimănui nu-i poți face binele cu sila. Au mers în tăcere. Șerban privind spre codrii și văiugile dinse, spre iazurile înghețate cu luciri de smaragd. Mihai privind în pământ. Din când în când, fratele cel mare pipăia în buzunarul paltonului câteva hârtii împăturite.
în toată vorbirea lor, ceva nu mărturisise, găsea acum de prisos. Dis de dimineață, când a ajuns în târg, înainte de a trece la isprăvnicie, s-a bătut la boșdeu ca sulgeresei Catinca. Mai credea că îl va afla pe Mihai acasă. Și fiindcă nu-l aflase, nu s-a putut împotrivi ispitei de a intra în lăuntru ca să se lămurească din vreme cam cum și-a alcătuit conțopistul viața cealaltă. De dincolo de slujbă, a răsfoit prin cărți, a răscolit în sertar, a citit pe fugă unele stihuri din foile răvășite. Toate l-au întărit în credința că e dator să-și izbăvească fratele de condici. Nu avea de ce bănui că Mihai socotea acele stihuri și plănuiri de drame doar niște povești de demult încheiate. Luase cu dânsul câteva foi. Le credea de folos pentru întâlnirea aceasta pe care și-o închipuise decurgând în alt chip. Spre isprăvnicie pornise cu o avântare biciuită de proaspetele descoperiri. Se lovise de această împotrivire moale, greu de răzbit, după cum mai greu este rupi o vergea de plumb care se lasă răsucită și răsucită, decât vergeaua de oțel care zbârnie și se frânge. Se înșelase. Iar acum simțea ațățarea vinovată și rea acelui cu bunele gânduri pe nedrept puse la îndoială. Se apropiau din nou de marginea târgului. Printre copaci cu albe flori de nisoare, se înălța molatec fumul hogegilor spre cerul albastru. O clipă, Șerban își uită necazul, numind în gând după turle bisericile orașului de copilărie. Uspenia, Vovidenia, Sfânta Paraschiva, Mănăstirea Popăuți, Sfântul Nicolai, trei ierarhi. Nu și-o voise la niciuna. Aceasta îi potolise ciudat, colcătul mânios din el. Cine poate ști ce se petrece în sufletul unui copil? Mihai e încă un copil, cu toată înfățișarea lui crescută și așezată. Se hotărâ să lase un timp pentru a îngădui să lucreze sămânța aruncată și pentru a lua vorba a doua oară în împrejurări mai prielnice. Amândoi se alăturară, fiindcă drumul se strâmta și pătrundeau în inima târgului. Îi cuprinse iarăși vuietul și frământarea de pe ulița bogasierilor și lipscanilor, din piața cu amestec de negustori și gospodari de țară, cărăuși cu lemne, răsunete de glasuri și mugete de boi, duhoare cu iuft și adieri pipărate de mirodenii. Pe tânărul student de la Erlangen, întors după 2 ani de lipsă, îl desfăta această larmă de mult cunoscută și atât de străină lumei de unde venise. Regăsea cu plăcere împestrițarea de porturi și de graiuri a oamenilor de acasă și a vechiului târg de popas pentru neguțătorii călători între răsărit și apus. Dar Șerban nu scăpa din ochi nici chipul fratelui mai mic. Ce gândea? Ce se ascundea dincolo de această împietrire cu buzele strânse? Ca să rupă tăcerea, întrebă: mergi să prânzim împreună? Sania noastră e la hanul Mutului. Nu pot, răspunse Mihai, te rog să mă ierți. Nu-l oprea nimic deosebit, dar tot ce și-au spus îl tulburase mai mult decât ținea el să arate. Și nu se simțea în stare să stea față în față cu fratele în ai cărui ochi citise o îndreptățită amărăciune. Bine, încetă a maestrui Șerban, nu poți? Nu eu am să te silesc la aceasta. Cum de-al minteri nu te silesc la nimic altceva. Nu poți? Nu vrei? Mă închin. Înainte de a se despărți, își aduse aminte. Am ceva pentru tine, voiam să-ți dau... Pipăi hârtiile împăturite în buzunar. Pe urmă, socotică nu îi le poate înapoia fără o mai lungă și acum nepotrivită explicare. Răsuflă ușurat când descoperi în celălalt buzunar alt pachet de hârtii. Spuse cu un zâmbet de țilită voioșie: asta era, mă temeam că le-am rătăcit. Îți păstrasem încă de la Cernăuți câteva gazete nemțești. Cred că tot mai ții să afli ce se petrece pe acolo. Mihai le primi cu nepăsare. Să ne vedem cu bine, sărutări de mână acasă. Porni cu pași grabnici, deschizându-și pârtie printre țăranii cu sumane și cojoace, printre negustorii cu laibere, printre tarabe întinse în uliță și sănii cu oale, suluri de pânză, pălătuci de aba și șiac călugăresc. Șerbanul pierdu îndată din ochi, se întoarse singur și îngândurat spre hanul Mutului. Era departe de a bănui ceea ce se petrece hotărător pentru Mihai chiar încă de la a treia uliță de la locul despărțirii. Conțopistul de la isprăvnicie își încetinise pașii când a dat la ostrovul acela de tihnă. Nu-i venea să intre în hruba întunecoasă și mucedă, să asculte hârcâierile coșcovite ale sulgeresei Catinca și strigătul speriat: ha? Îl dezmierdau blând pe obraz degetele soarelui. Deci a prelungit această alinare de care avea nevoie sufletul său. Se rezemă de stâlpul unui fânar. Ulița era pustie, lumina dulce și caldă. Trecu un câine ciobănesc, rătăcit fără îndoială de la vreo sanie de țară.
Mihai îl chemă pocnindu-și degetele. Câinele fugi sperios pe lângă gard cu coada între picioare. Ulița rămase mai goală. Fără un gând lămurit, în neștire, Mihai Eminovici despături gazetele nemțești de la Cernăuți. Își aruncă ochii pe o foaie din urmă. La Hotel de Moldavie, reprezentații de trupei românești Fanny Tardini se apropie de sfârșit. La 21 martie, trupa va pleca la Brașov, unde e așteptată cu mare nerăbdare de un comitet teatral care i-a asigurat în aceleași condiții de anul trecut venitul pentru lunile de vară.